Adina Alberts a vorbit despre viața ei cu omul de afaceri Viorel Cataramă, cu care este căsătorită de aproape 10 ani. Ea a făcut dezvăluiri despre momentele dificile cu care s-a confruntat în ultimul an, dar și despre problemele care au apărut în căsnicia ei, mai ales că era în pragul divorțului. Adina Alberți este unul dintre cei mai cunoscuți medici esteticieni din România, dar se bucură și de o viață personală liniștită alături de soțul ei, Viorel Cataramă. Cei doi au o fică de șapte ani, Briana. Căsnicia celor doi nu a fost lipsită de momente dificile, mai ales în timpul pandemiei de COVID, când Adina Alberți era în pragul divorțului din cauza unor opinii diferite despre virusul care a închis lumea timp de aproape doi ani. Adina Alberți a vorbit și despre cum rezolvă momentele tensionate în cuplu când apar certuri între soți și cine cedează primul. Ea a spus că foarte importante sunt dragostea, toleranța și respectul reciproc. Medicul estetician a dezvăluit că Viorel Cataramă este iubitor de muzică simfonică și de operă. Anul acesta cei doi soți împlinesc 10 ani de căsătorie și vor sărbători la Paris alături de fica lor.